amplu pe care îl cuprinde în textele și nu numai în poezie, ci și în proză, pentru că câțiva dintre voi știți că am lansat împreună, nu de mult, eu volumul de versuri Când vorbesc în numele meu și dumnealui, cel de proză, Gușterele, un roman absolut incredibil, cu o tehnică narrativă aparte, care a fost extrem de bine primit atât la București cât și la Pitești. Dumnealui m-a răsplătit la Pitești cu o lansare de carte la care nu visam. Oameni pe care i-am întâlnit prima dată în viața mea au fost extrem de încântat și socotesc că acum nu este lipsă de modestie dacă vă spun lucrul ăsta, pentru că vreau să știți și vreau să împărtășesc cu voi această bucurie. M-au primit extrem de bine. Iar eu am vrut să vă mulțumesc oarecum prin acest volum și o voi face de fiecare dată, de câte ori veți da ocazia sau de câte ori voi avea ocazia. Nu voi face numai cu dumnealui, cel care merită și care scrie într-adevăr poezie bună și proză bună și roman bun, o voi face cu fiecare dintre voi prezenți aici și nu numai. O voi face cu drag de fiecare dată. După cum vă spuneam și la început, editura Art Creativ a fost înființată și am înființat-o tocmai în această idee, în ideea de a promova actul artistic, literatura de calitate a celor care nu își permit să facă lucrul acesta sau a celor care sunt marginalizați dintr-un motiv sau dintr-altul. Nu, eu nu trăiesc din asta și nu este un câștig. Vorbeam cu Ionuț despre lucrul ăsta de mai multe ori. Nu de asta am înființat-o. Editura Art Creativ dorește să promoveze literatura de bună calitate. Asta înseamnă, asta a făcut și cu volumul Argintariu. Eu vreau să citesc doar un, pentru că am fost extrem de încântată, sunt mulți prieteni dintre voi care mi-ați dedicat câte o poezie. La un moment dat eu am să le prind pe toate într-un volum și o să scot un volum cu poeziile dedicate mie. Dar domnul Toma Ionescu în acest volum mi-a dedicat și mie o poezie și permiteți-mi foarte repede să citesc eu textul și pe urmă vă las pe dumneavoastră. Când vorbesc în numele meu, trupuri de femei goale, precum lampioanele plutind legănat, gata să se răstoarne pe ape negre, râul e pătimaș, izvorând din o mie și una de nopți. În oglinzi, interiorul devine sângeriu, răzvrătit de flăcări, mușcând lacom din malurile bărbatului pereche. Timpul țipă, brațele se caută însetate și biscolul își ascute cuțitele în carnea umbrei din nisipul încins. Raiul luminii, ca un capăt de linie, picură pe buzele arse, strop de apă vie, când vorbesc în numele tău. A fost o onoare să lucrez la acest volum. Mulțumesc că m-ați ales pe mine. Vă felicit încă o dată și vă îndemn să ne citiți atât cât vreți dumneavoastră din volum. N-am să abuzez de răbdarea dumneavoastră pentru că știu că va urma un concurs care vă interesează pe toți. Dar pentru că m-a provocat Daniela, am să vă spun câteva cuvinte libere. Cartea aceasta, într-adevăr, trebuia să iasă la paralela 45, însă prietenul meu, Călin Vrasie, un prieten de vreo 40-50 de ani de când ne cunoaștem, a considerat că ar fi trebuit să o scoată în aceea serie, operă poetică, cu Ioanes Pop, cu Adrianul Gheorghe și a zis, tocmai așteaptă. M-am supărat, evident, și mi-am retras manuscrisul. Daniela a observat reacția mea și mi-a propus, nu numai ea, încă o editură, editura Marafet. Rafet. Editura lui Marafet. Și n-am stat nicio clipă la îndoială știind cum scoate cărțile Daniela. Și vă mărturisesc că ființa acestui obiect și obiectul ființei îmi place cum a ieșit.
L-am întrebat pe Cistele Cancer, care trebuia să facă prefața la Vlasie, i-am spus că nu mai apare la Vlasie, dacă își menține propunerea de a-mi scrie o mică, câteva cuvinte. Și domnul Cistelecan, spre cinstea dânsului, mi-a și scris câteva cuvinte. Eu am să vă citesc câteva poezii și, în primul rând, pentru că mulți nu mă știu, eu sunt un provincial, un provincial aproape de dumneavoastră, de la Pitești, am să vă citesc prima dată CV-ul. Ce mai biserică mi-am dorit, cu turla între dealuri îngenuchiate de ploi, tot mai rar în clopotniță foșnește Dumnezeu, trosnesc căpriorii și eu, și eu n-am reușit să-mi ridic o biserică și nici măcar o casă pe pământ. Și ce mult mi-am dorit să mă apere de ploi și de vânt, cu grădină și în grădină un măr, un prun și un nuc, iar la rădăcină o fântână să-mi rămână în ea chipul tânăr oglindit. Să mă întorc toamna călător din cerul pustiilor pe jos, când fructele scoapte să le miros și să le împart copiilor de sufletul meu noapte de noapte. Atât mi-au rămas, doar cărțile și copiii. Troițe fragile ale aerului prin care respir, cât mai avem, cât mai am zile. Cărțile: Pasărea Ceții, Glonț de Argint, Dosarul Albaștri, Bursa Îngerilor, Norduri, Gușterele, Jurnalul Apocalipsei, Gușterele, ediția a doua, Argintarium, Dosarul Albaștri, ediția a doua, în pregătire. Copiii: Cristina Maria, Ramona Andreea. Nepoții: Alexandru și Toma. Și Ioana, care ne-a suportat pe toți. Bravo!